Bucovina, tărâmul minunat unde găsești oameni gospodari, mâncare bună și pace. Cum să alegi însă cei mai buni? Apelezi la Via Profi, ghidul perfect. Suntem de ore bune pe drum și alegem destinația Poiana Stampei. Via Profi m-a adus la Poiana Stampei. Ce loc frumos în Bucovina și sunt exact pe drumul care unește Suceava în spatele meu și Bistrița Năsăud în fața mea. Și chiar aici, în Poiana Stampei, zice și afișul mare de acolo, sunt produse tradiționale din lapte, adică brânză, cășuț, caș, urdă, făcute de fabricuța de brânzeturi de la izvorul Dornei, așa se numește. Aici ne întâmpină domnul Roman Mezdrea, care muncește de-i sar capacele ca să facă bunătățurile astea pe care le găsiți doar aici. Deci se fierbe, se pune smântână, se pune un alt lapte acru ca și cuib, după care se lasă la temperatura camerei, la temperatura de 22-24 de grade, ca și cum spunem, că era pe cuptor, până a doua zi. Până la fel se prinde, se întărește și după care se dă la rece. Iaurtul e mai păstos, așa, e altceva. Nu e nici lapte bătut, nu e nici iaurt. E cumva între, mi-e așa îmi pare. Aici învăț cum se face cașul, rulada de cașcaval și mai ales celebrul cășuț. Acum vom face un cășuț. Ala e cășuțul de care ziceați? Cășuțul este tot un cașcaval, dar cășuțul este denumire populară de la noi de aici, din Poiana Stampei. Da, el e un, nu e un caș, nu e nici caș, nu e nici cașcaval, cum ne zici? E un cașcaval. E un cașcaval, un cașcaval, da? Presupun, da. Un cașcaval. Un cașcaval de munte. Un cașcaval, dar de ce de munte? A, că-i, care pentru lapte că laptele la și hrana animalelor e totul din zona de munte. E flora spontană. Nu sunt hrănite animalele cu borhoturi, cu silozuri. Aha. Asta și face ca să aibă laptele și produsele un gust aparte față de alte produse. Am înțeles, pentru că are altă încărcătură. Și asta este cășuțul. Se lasă până a doua zi să se răcească și să stoarcă de zăr. Nu-s multe secrete la mijloc. Muncă și iarbă de munte. De dimineață mergem să vedem văcuțele la păscut. Și aici am spuneți noastră că diferența este dată de iarba asta, nu? Când e produs montan, de iarba asta de aici, care e altfel. Ce are iarba asta? Cum ne place nouă să spunem și nu cum ne place cum și este, sunt plante medicinale. Este trifoi sălbatic, este ciubocica cucului, coada șoricelului, sunt plante, e floră montană. Iese laptele mai gras sau cum? Nu neapărat că iese mai gras, dar este un lapte care este bogat în substanțe minerale. Da, și dumneavoastră... Aici, în zonă, se mai spune la lapte, denumirea populară, dulce, dulcuț. Dulcuț? Pentru că este un lapte dulce, da. Am înțeles. Cine muncește aici, domnul Mezdrea, la vacile astea? Eu. Dumneavoastră. Dumneavoastră le mulgeți. Da, eu. Dumneavoastră colectați, dumneavoastră faceți fânul. Da, de fapt, eu sunt un fermier, nu sunt un antreprenor. Dar proiectele europene trebuie să fie o formă juridică. Am înființat o întreprindere individuală și așa am ajuns să fiu și antreprenor. Am trecut într-o altă lume care nu prea mi-era cunoscută. Și vă place? Vă place? Acum, că place, că nu-mi place, trebuie să mergem mai departe. Nu cred să fie om mai optimist decât Roman Mezdrea. Merită să-l cunoașteți măcar pentru o vorbă bună. Îl îmbrățișez și mai apăs o dată pe Via Profi. Mergem la o oră distanță. Acesta este semnul pe care îl căutați. Când un producător local este înscris în Via Profi, va exista acest semn pe poarta sa. Viaprofi.ro ne-a dus chiar la limita dintre localitățile Frasin și Bucșoaia, adică pe drumul dintre Suceava, acolo, și Vatra Dornei, în fața mea. Și am venit aici pentru că este un loc unic în Bucovina, singurul în care se fac paste după rețete italiene, adică se pregătesc pastele, nu mâncărurile din paste, paste crude, paste uscate. Doamna Ani Dumbravă a venit din Italia ca să facă paste italiene aici. Haideți să o cunoaștem. Să vă spun sincer, băiatul meu a venit acasă și a vrut să mănânce paste doar cu suc de roșii. Paste doar cu suc de roșii? Da, și un pic de busuioc. Atât. Da? Sosul de roșii, puțină ceapă, un cățel de usturoi, da? Suc de roșii și la urmă, când e totul fiert, un pic de ulei de măsline crud,
ca să-și păstreze vitaminele, să nu, așa, și o frunză de busuioc ruptă cu mâna, pentru că cuțitul, inoxul, metalul un pic distruge. Ia uite secretul. Da? Deci efectiv rupt cu mâna și atât. Ana Dumbravă s-a întors din Italia după 10 ani de muncă, cu tot cu rețete. Pastele sale sunt cu legume, cu turmeric sau cu cacao și ou și sunt cerute în toată Bucovina. Se usucă la temperaturi joase și le zice ca în Italia, tagliatelle, cazarece, papardele și așa mai departe. Toate trase prin matriță de bronz. Și eu am plecat din Bucovina cu bagajul, cu dragoste pentru bucătărie, pentru lucru bine făcut. Și practic Bucovina s-a unit cu cunoștințele din Italia și de aici au ieșit pastele de Bucovina. Deci apă, făină, ou dacă e cazul. Și multă dragoste. Da. O să gătim noi pastele astea în studioul de la București. Până atunci, dăm o fugă la Suceava. Ca să fiu corect, Via Profi zice exact lângă Suceava, în localitatea Ipotești. Locul este ușor de recunoscut datorită fumului alb și îmbietor. Bună ziua, bine v-am găsit, salutare! Aici... Să trăiești, domnul Cătălea! Bine v-am găsit, domnul Ostrovan! Bine ai venit! Da, astea sunt lucruri care îmi plac. Vă rog că îmi plac toate, dar astea sunt binevenite acum la călători. Ce faceți când v-am găsit? Facem bine, zic eu. Da? Adică facem bine, facem ce trebuie să facem noi, ce facem de vreo 3 ani zile, fumând carne. Miroase afară. Să simte. Cea mai bună capcană pentru turiști și vecini. Gabriel Ostrovanu a visat să facă mâncare. Gătește, învață și bucătărie și afaceri. Și apoi când le-a pus cap la cap, a spus să împartă bucuria cu toată lumea. Asta este un piept de porc care îl facem noi doar cu sare, piper și cimbru. Așa. Mai folosim lemnul de fac din spatele dumneavoastră. Aici avem piept de porc. Poți să iau o gură? Da. Asta e scopul. Da. Mai avem aici o vorbă, dacă nu guși, nu primești. Am văzut asta, da. La noi chiar... Dacă nu guși, nu cumperi. Nu vreau să o ducem în extremă, dar oamenii au înțeles mesajul. Adică vină la noi prima dată și gustă ce facem, vezi ce facem și după aceea încrederea, vină să-ți arăt cum facem. Cred că e cel mai important lucru. Ăla e un piept de porc. Cum îl faci, că n-am mâncat niciodată așa? Păi îl condimentăm cu o seară înainte. Așa. A doua zi îl punem în afumătoare și îl mișcăm pe aici și facem un tetris general în care de la 150 de grade îl mutăm la 80, îl mutăm la 60, îl ridicăm iarăși în sus și facem... Stai, unde e fumul? Unde e cel mai cald? Aici. Acolo sus e cel mai cald? 150-170 de grade. Și acolo începi? Acolo încep. După aceea îl muți aici, după aceea îl muți aici, după aceea îl muți aici. Asta de aici. E o chestie de experiență care, pe care ai acumulat-o. Pe care ai acumulat-o, da, da. Deci cu asta zici că te lauzi? Da, e tractorul nostru. Cu asta e, cred că... Asta e? Da. Nebunește România după coastea? Da. Oricum e o cultura noastră a coastelor și a burgerului care s-a dezvoltat de ceva vreme încoace. N-ai cum fie. Deci nici nu știu cum să... Dacă așa ceva poate fi lăudat. Bune. Bun. Bune. Da, mă, bune. Cele mai bune. Cele mai bune. Hai de capul meu. Gătite cum trebuie, trebuie să scadă osul, da. Trebuie să scadă de aici, a? Nu foarte grase, nu sosuri barbecue, nu nimica cu miere, nu nimica cu prea mult unt, nu cu zahăr, nu cu... Sare, piper și cimbru. Sare, piper și cimbru, atât e aici? Nimic altceva. Greu te desprinzi din bucătăria de la White Smoke. Cea mai bună afumătoare de am întâlnit-o până acum, cu mirodenii, sosuri și meșteșuguri care te vor aduce sigur aici. Poftiți, oameni buni, luați și acasă, dar musai să vă taie ceva acolo, la cald. Cum ai hotărât că o să faci taman carne afumată? Eu eram... bucătarul la zile de naștere a prietenului. Eu sunt ăla de reclamele cu mici cu muștari care stă cu umbrela deasupra grătarului ca să iasă mici cum trebuie. Ăla care se gândește că dacă nu iese carnea cum trebuie și mâncarea pentru grătarul respectiv să năruie lumea. Omul ăla care era disperat să facă ceva cu mâncarea, să bucure lumea, să-i bucure pe toți. De acolo pune, din dragoste de mâncare, nu altceva. De asta e fabulos să-ți transformi plăcerea, așa spune, că dacă îți transformi pasiunea în muncă, nu mai simți că muncești, e adevărat? Parțial, da. Da. Realitatea spune că munca, dacă nu e făcută cu cap și un pic organizată, se transformă la un dat într-o corvoadă. Și ca mulți alții zic eu, am avut momentele mele când vreau să spun stop. Să-i mulțumim lui Gabriel că nu a spus stop. Între timp, în studioul nostru sunt gata pastele de Bucovina. La cât de bune sunt, poate ne puneți și pe noi pe Via Profi.